Gata? Bună ziua, bine ați venit! Suntem la sfârșitul unui an 2012, care a fost un an greu. Un an încărcat, un an intens, un an tensionat, un an la capătul căruia putem să facem și bilanțuri, dar mai ales un an la capătul căruia e bine să ne îndreptăm gândurile către viitor, către ceea ce urmează în 2013 și ceilalți ani importanți, decisivi, în opinia mea, pentru evoluția României. La sfârșitul acestui an și în preajma anului nou, 2013, doresc înainte de toate să transmit un mesaj tuturor compatrioților, să le urez sănătate, sărbători fericite și un 2013 în care măcar o parte din speranțele lor, din așteptările lor să se îndeplinească. Doresc de asemenea să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au avut încredere în plan politic, în Uniunea Social Liberală, în partidele noastre, în liderii acestei construcții politice, încredere pe care ne-au dovedit-o și cu prilejul alegerilor, alegeri locale, alegeri generale, parlamentare, votul de la referendum, dar și prin susținerea lor de zi cu zi. Această încredere, această susținere a făcut posibilă victoria în final a Uniunii Social Liberale și mai ales a făcut posibilă capacitatea cu care această alianță s-a construit, a rezistat tuturor atacurilor, slavă Domnului, din foarte multe direcții și capacitatea ei de a se întări, de a-și clarifica proiectele și să sperăm de a-și îndeplini aceste proiecte. În fine, ca președinte al Partidului Național Liberal, doresc la capătul acestui an extraordinar pentru Partidul Național Liberal să le mulțumesc tuturor simpatizanților, tuturor membrilor, tuturor militanților Partidului Național Liberal, care au făcut posibilă cea mai spectaculoasă victorie electorală a Partidului Național Liberal după comunism. Au făcut-o posibilă prin încrederea lor, au făcut-o posibilă prin capacitatea lor de a menține unitatea acestui partid, prin capacitatea lor de a crede în proiectul în care Partidul Național Liberal s-a îngrenat pentru România. Suntem Partidul Național Liberal, de departe astăzi un partid puternic în toate sensurile, deținem aproape o treime din administrația locală, aproape o treime din Parlament, în cele două camere, și o jumătate din ceea ce înseamnă puterea și responsabilitatea de a guverna România. Acest rezultat, repet, este unul care a fost posibil numai și numai datorită energiei și credinței dumneavoastră, militanților, membrilor, simpatizanților Partidului Național Liberal și încă o dată vă mulțumesc, urându-vă toate cele bune pentru anul următor. Pentru 2013, Partidul Național Liberal are drept prioritate, evident, proiectul în care s-a angajat împreună cu partenerii din Uniunea Social Liberală și, înainte de toate, buna guvernare a României. Așteptăm și suntem pregătiți să facem tot ceea ce ne revine ca responsabilitate și tot ceea ce ne stă în puteri pentru ca România să fie guvernată altfel, să fie guvernată corect, să fie guvernată eficient. Această așteptare, evident, nu e doar a noastră, nu e doar o așteptare politică, este o așteptare a întregii societăți. Și, practic, proiectul pe care noi l-am numit România Puternică înseamnă un proiect de reconstrucție majoră, economică, politică, instituțională, comportamentală în societatea românească și, în orice caz, în viața politică românească. Cred că sunt foarte multe lucruri de făcut. Cred că toate lucrurile pe care noi le-am angajat împreună cu partenerii noștri sub culorile Uniunii Social Liberale pot fi realizate cu condiția de a fi mereu priorități absolute pentru noi, cu condiția de a ne raporta corect
la așteptările și la încrederea cetățenilor, cu condiția de a înțelege în sfârșit că atunci când guvernezi, că atunci când ești om politic, că atunci când ești demnitar, există și o parte importantă de sacrificiu în activitatea pe care o faci. Există sacrificiul fundamental de a-ți asuma să lucrezi, în primul rând, pentru interesul public și asta cu mult înainte de interesul privat. Avem așteptări legate de guvern, de o bună guvernare, de o guvernare care, începând cu proiectul de buget, să dea șansa, atât cât este posibil în acest moment, dar să dea șansa relansării economice a României. Aceasta este miza, aceasta este tema fundamentală și fără realizarea unor pași concreți, consistenți pe această cale, nimic din restul proiectului nu poate ține și nu poate fi realizat. Aștept în sensul acesta de la Guvernul Ponta, de la Guvernul Uniunii Social-Liberale, de la toți miniștrii, sigur, în primul rând de la cei liberali, o viziune și o acțiune pe măsură. Avem de asemenea un amplu proiect de reorganizare a statului care merge de la modificarea Constituției, un proiect amplu care va trebui abordat solid și rapid până la regionalizare. Avem de asemenea de schimbat lucruri și intenționăm să schimbăm lucruri în mecanismele de funcționare ale Parlamentului. Nu vom avea, am spus-o și nu încetez să o repet, o spunem noi liberalii de 20 de ani, nu vom avea cu adevărat o democrație și un stat de drept solide până când Parlamentul și nu altcineva și nu altă instituție va fi centrul de greutate al vieții politice. Asta înseamnă asumarea unei demnități speciale, asta înseamnă o funcționare care să dea viață unei vieți politice democratice cu adevărat, asta înseamnă o recuperare și un câștig de prestigiu în fața societății care sunt absolut necesare. Toate aceste lucruri sunt pentru noi liberali și sunt pentru întreaga Uniune Social-Liberală obiective majore, iar pentru toată această reconstrucție, reconfigurare a României din punct de vedere economic, politic, instituțional, anul 2013 va fi anul cel mai greu și va fi în același timp anul decisiv. Eu întâmpin cu încredere acest an, știu ce trebuie să facem, știu ce putem să facem și știu de asemenea că toți colegii care sunt angrenați în acest proiect politic, în frunte cu premierul Victor Ponta, au aceleași opțiuni, aceleași viziuni, aceleași convingeri și aceeași determinare de a reuși, în fine, ca după mai bine de 20 de ani, viața publică din România și viața politică din România să ia un alt curs. Sunt foarte multe lucruri de inventariat, foarte multe lucruri de așezat în istoria noastră recentă care țin de acest an. În plan personal, aș spune că a fost și pentru mine un an foarte greu, un an plin, un an cu de toate. Aș vrea să vă mulțumesc de data asta, repet, în regim personal, tuturor reprezentanților presei, tuturor celor care ați făcut această muncă fără de care iarăși nu există democrație, nu există șansă de schimbare, nu există șansă de cenzură reală a societății în raport cu demnitarii și cu conducătorii ei. Vă doresc toate cele bune, vă doresc toate cele bune și celor care ați trudit vreme de un an pentru ca lucrurile să iasă altfel. Sunt mâhnit pentru cei care ați dorit vreme de un an de zile ca Partidul Național Liberal să fie dislocat din această construcție. N-ați reușit. Este o chestiune de piață. Dacă aș fi cel care i-a tocmit pe respectivii, aș cere o parte din bani înapoi, dar asta este altceva. Am fost și eu și Partidul Național Liberal ținta unor campanii care n-au încetat nicio zi în acest an. Finalul este unul care, până la urmă, se datorează încrederii oamenilor. Alianța pe care, împreună cu Victor Ponta, am înființat-o și am condus-o, a obținut cel mai mare scor
electoral din istoria postcomunistă a României. Partidul Național Liberal pe care l-am condus a obținut cel mai mare succes electoral al său din aceeași istorie. Personal am obținut cel mai mare procent care s-a obținut vreodată la Senat votul unui nominal. Colegul meu de candidatură în colegiu, Marin Almăjean, a obținut la rândul său la Camera Deputaților cel mai mare scor. Sunt lucruri pe care le-am făcut în ciuda tuturor încercărilor de a fi scoși din joc. N-am fost scoși din joc. Celor care se consolează astăzi, chiar cu ajutorul astrologilor, le pot oferi gratis și cu inima deschisă și modestele mele servicii, nu ca astrolog, dar vă reamintesc că am spus că Uniunea Social Liberală va rezista și va crește, așa s-a întâmplat. Am spus că Uniunea Social Liberală va obține un scor comparabil cu cel al FSN-ului în 1990, așa s-a întâmplat. Am spus că Partidul Național Liberal va lua Ministerul de Finanțe, așa s-a întâmplat. Am spus în fine că domnii Fenechiu și Vosgarian vor fi miniștri, așa s-a întâmplat. Deci pot ajuta pe cine dorește în această privință. Lăsând gluma la o parte, sincer, tuturor, dar tuturor, indiferent de intențiile și acțiunile lor, le doresc sănătate, le doresc un an mai bun, le doresc un 2013 în care toți, evaluându-ne activitatea, la capătul căruia toți, evaluându-ne activitatea, evaluându-ne reușitele, evaluându-ne greșelile, să putem spune da, România e mai bine, din punct de vedere economic, din punct de vedere al calității vieții democratice, din punct de vedere al prestației parlamentare, din punct de vedere al vieții și clasei politice. Este o mare dorință, este o mare așteptare, căreia sper ca toți, fiecare prin mijloacele sale, să-i dăm curs. Aș mai face o precizare, deși nu era nevoie, dar văd că unii se îndeletnicesc între sărbători cu noi și noi diversiuni, reluând, fără niciun fel de motiv, fără niciun fel de temei, fără niciun fel de indiciu, tema suspendării. Nimeni nu a vorbit, nici în Partidul Național Liberal, nici în altă parte, despre suspendarea președintelui de la momentul investirii guvernului. S-a vorbit despre o eventuală suspendare în momentul în care, pe finalul campaniei electorale, președintele făcea niște afirmații foarte respicate care indicau sau anunțau faptul că nu va respecta rezultatul alegerilor. Și sigur că în acele condiții, atunci, am vorbit despre asta. N-a vorbit nimeni despre suspendare. Suspendarea nu se poate face împotriva unui om care se dă cu sania. Nimeni nu este absurd. Prioritățile noastre sunt cele pe care vi le-am spus înainte și ele se realizează prin mijloacele democratice, prin acțiunea guvernamentală, care este în puterea și în responsabilitatea noastră, prin activitatea legislativă și activitatea de control a Parlamentului asupra executivului, care este în responsabilitatea noastră, prin funcționarea tuturor celorlalte instituții. Eu personal sper sincer în 2013 o relație corectă, politic, perfect constituțională cu instituția președinției și cu titularul ei legal actual. Îmi păstrez, evident, toate evaluările despre ilegitimitatea președintelui, dar din punct de vedere al funcționării instituționale legale, atâta vreme cât Constituția se respectă de către toate părțile, lucrurile merg înainte, merg pe făgașul lor firesc și este normal ca toți să ne dorim asta. Eu mă doresc în orice caz. Încă o dată închei adresându-vă toate urările de bine tuturor și dorindu-vă tuturor un an 2013 mai bun. Dacă sunt întrebări, ultimele pe care le puteți spune pe anul acesta, ați putea auzi ultimele răspunsuri pe anul 2012, de care ne despărțim cu toții în câteva zile. Vă rog. Vă rog. Microfonul. Nu, nu merge, nu merge. Se aude. Ce anume vă rog? Eu cred că se pot face și la nivelul regulamentelor celor două camere. În orice caz, intenționez să propun colegilor de la Senat câteva schimbări în sensul acesta. Modalități de eficientizare a activității parlamentare. Cred în sensul acesta că, în bună parte, de exemplu, modalitatea de funcționare a Parlamentului European
poate fi împrumutată. Cred că trebuie lărgit locul dezbaterilor în Parlament asupra unor teme majore, chiar dacă nu e vorba strict de legi. Cred de asemenea că activitatea în comisiile parlamentare poate fi mai bine ordonată și responsabilitățile trasate direct, de pildă putem recurge la sistemul de raportori care există în Parlamentul European și nu numai în Parlamentul European, și de asemenea cred că pot fi introduse niște măsuri de regularizare, inclusiv în ceea ce privește consumul de timp în activitatea parlamentară. Până la urmă sunt niște lucruri simple care pot să facă în așa fel încât timpul petrecut acolo să aibă alte roade și ca întreaga activitate parlamentară să aibă o altă ținută și o altă eficiență. Cred că ține de Parlament să impună o anume relație cu guvernul în așa fel încât, de pildă, pentru guvernul României, o audiere în Parlament, o interpelare în Parlament, o chemare în Parlament a unui ministru sau a primului ministru, să fie cel mai important lucru de pe lume. Așa e normal într-o democrație. Pentru un guvern, cel mai important for din această lume este Parlamentul propriei țări. Am convingerea, știu, sunt lucruri discutate, că și primul ministru, Victor Ponta, și miniștrii care compun cabinetul său au aceeași viziune. Cu toții suntem oameni, cei care compun cabinetul, cred în marea lor majoritate, dacă nu toți, oameni care am fost parlamentari, unii au mai fost miniștri, au trăit această relație și cu toții sunt dispuși și chiar dornici să așezăm aceste lucruri în așa fel încât toată lumea să înțeleagă că Parlamentul este instituția fundamentală a democrației. Și cred că astfel de lucruri pot fi făcute, vă vom ține la curent cu toate aspectele foarte concrete ale acestor modificări, mai mari sau mai mici. Două precizări pe această temă. Dacă atunci când spuneți că Parlamentul ar trebui să fie centrul de deosebire al vieții politice, vă referiți și la faptul că ar trebui să avem mai multe instituții în subordine? Nu neapărat. Și dacă aveți de gând să faceți ceva ca să stimulați prezența, cel puțin în vent, și mă întreb asta pentru că țineți mai mulți care tot obțin voturi. Eu cred că exemplul Parlamentului European pe care vi l-am dat poate fi folosit și aici, în materie de realizarea cvorumului și de prezență utilă. Atenție! Sunt câteva lucruri de făcut. Simple. 1. Să existe, așa cum s-a realizat în bună parte, dar trebuie făcut și mai mult, o zi, o dată precisă pentru voturi finale. Concentrarea tipurilor de dezbatere și, până la urmă, și așa avem de făcut rectificări bugetare negative, trebuie să reducem și din bugetul Parlamentului, cum se reduce și din bugetul altor instituții, până la urmă o raportare în legătură cu sumele încasate din diurnă, cu prezența la vot. Asta se face în Parlamentul European, de aceea nu există niciodată probleme de cvorum acolo. Apoi o regularizare a programului. Dacă o ședință trebuie să înceapă la o anumită oră, începe la o anumită oră. Vorbitorii au un timp foarte precis și fiecare știe la ce oră trebuie să intervină. În felul acesta se poate face și o comunicare, vă înlesnește și dumneavoastră, celor care sunteți interesați de dezbaterea și activitatea parlamentară, vă înlesnește activitatea. În Parlamentul European, oamenii știu că la ora 13:56 au o intervenție, până la ora 13:58. Nu se poate peste noaptea asta, pentru că face aceste lucruri cu oameni, nu cu cărămizi. Dar dacă asta este direcția și asta este dorința pe care o avem, se pot face pași în această direcție. Mai multe instituții în subordinea Parlamentului? Nu. Important e ca instituțiile, mai ales că avem de-a face cu un proiect foarte apropiat de reforma Constituției, trebuie așezate în așa fel încât să avem echilibrul puterilor în stat, sistemul de verificare reciprocă
Și la acest lucru vom medita, vom gândi și vom dezbate cu toții atunci când vom da noua formă a Constituției. Domnul Gigi Becali spunea că în 2014, când dumneavoastră vestiți președintele României, el cântește președinția Partidului Național Liberal. Ați vorbit cu el despre acest lucru? N-am vorbit despre asta. Orice membru al Partidului Național Liberal sau la rigoare orice cetățean care încă nu e membru al unui partid își poate pune în proiect să devină orice. Atâta vreme cât este o aspirație licită, legală, putem să o comentăm, putem să facem pronosticuri în legătură cu ea, nu avem cred a o incrimina sau a face din asta vreun subiect de senzație. Eu am spus și repet că tot veni vorba că doresc să propun un congres extraordinar al Partidului Național Liberal cât mai curând. Sigur, cât mai curând, în condițiile în care luna ianuarie va fi probabil dedicată dezbaterilor bugetului, poate în februarie. Sigur că asta nu e o decizie pe care o iau singur. E nevoie de un astfel de congres, în opinia mea, opinie care poate fi împărtășită sau nu de colegi, nu din cauza că unii păreau până mai ieri nerăbdători să-l aibă, pentru că aceia nu mai par atât de nerăbdători, ci pur și simplu pentru că Partidul Național Liberal a încheiat o etapă, pentru că Partidul Național Liberal are de ajustat, de adus la zi, de clarificat niște opțiuni strategice, tactice, chiar programatice, are de luat niște măsuri de organizare internă care să răspundă nevoilor pe care le are un partid mare. E o problemă de management politic și organizațional, un partid care are deja 150 de parlamentari sau 13 președinți de consilii județene, 9 sau 10 primari de mari municipii în România, e un alt nivel pentru care, din punctul meu de vedere, trebuie un alt tip de organizare. E vorba de asemenea de un partid implicat major la guvernare. Partidul Național Liberal nu este un partid secundar la guvernare, cum crede unul dintre colegii mei. Pe blog, acolo, se cred. Partidul Național Liberal este un partid paritar la guvernare, chiar dacă primul ministru, conform cu actul politic fondator al Uniunii Sociale Liberale, e un social-democrat, Partidul Național Liberal, care deține jumătate din portofoliile ministeriale, sau aproape jumătate, împreună cu PC-ul jumătate, are o răspundere egală. Deci e vorba de un partid care are pe următorii 4 ani obligația de a guverna, obligația de a face parte integrantă din toate aceste reforme, inclusiv parlamentare de care vorbesc, și care în sensul acesta are și el nevoie de o reorganizare internă. Asta este opinia mea. Dacă deci va avea loc acest congres, oricine poate candida acolo cu rezultate pe care le va putea spune numai congresul. La ce vă referiți exact când spuneți un alt tip de organizare internă? Păi, e prematur să vă spun atunci. Ar putea vorbi de o lărgire a forurilor statutare, forurilor de comunicare statutare, mă refer, de exemplu, la Comitetul Executiv sau la biroul politic? Este greu de lărgit, ceva ce e foarte larg deja. Sigur, nu e imposibil. Ai un birou de vreo 37 de oameni, nu te împiedică nimeni să faci 87. Hai. Nu acesta este însă sensul. Eu am spus întotdeauna și la congresele trecute și când am propus această formulă statutară că ideea de bună conducere a unui partid de felul celui liberal este ca deciziile majore, deciziile strategice, deciziile de mare importanță, cum ar fi alianțele politice, cum ar fi intrarea sau ieșirea de la guvernare, cum ar fi desemnarea miniștrilor, cum ar fi desemnarea candidaților și așa mai departe, trebuie luate de cât mai mulți oameni rezonabil posibil, și asta s-a întâmplat. Deciziile de coordonare, deciziile operative de zi cu zi, deciziile de management uzual, trebuie luate de cât mai puțini. Cât mai puțini, evident, însemnând 2-3. Și în sensul acesta putem vorbi de o suplimentare a mecanismelor de conducere, dar nu de o lărgire a celor existente. Pentru că noi avem, vă repet, între congrese, delegația permanentă care reunește biroul politic, Consiliul Național
și toți parlamentarii, iată că avem deja aici 150 de parlamentari, mă rog, devin mai mulți că unii sunt în conducere și nu sunt parlamentari, avem după aceea Consiliul Național Executiv care reunește toți președinții de organizații și toți demnitarii partidului, și slavă Domnului demnitari în sensul alții decât parlamentari, primari, președinți de Consiliu Județean, miniștri, și slavă Domnului și aceștia s-au înmulțit, și avem biroul politic central care are la rândul lui 30 ceva de oameni. Domnule președinte, am și eu două întrebări, Maristian. Vă rog. La mulți ani, domnule Tian. La mulți ani și dumneavoastră, domnule președinte. Mulțumesc. Vreau să vă întreb, care este regretul dumneavoastră legat de anul 2012? Asta ar fi prima întrebare. Și cea de-a doua, dacă ați fi obligat să alegeți politicianul anului 2012, dacă ne puteți spune un nume. La a doua întrebare este ușor de răspuns. Eu cred că, exact ca în competițiile sportive, când mai mulți sportivi se comportă excepțional, contează însă foarte mult ce competiție a câștigat echipa. Cel mai important lucru care s-a realizat în acest an este această victorie în serie a Uniunii Social-Liberale, care s-a concretizat până la urmă printr-o venire cu deplină legitimitate și cu un masiv sprijin parlamentar la guvernare. Guvernul are un lider care este primul ministru și din punctul ăsta de vedere, pentru mine, dacă ar fi să decernez un asemenea premiu, dacă m-ați sili, pentru că e întotdeauna păcat să dai numai unuia premiu, dar Victor Ponta ar fi fără niciun fel de problemă politicianul anului. Prima întrebare? Legată de regret. Legată de regret. Eu sunt încă și sper să rămân așa capabil de regrete și capabil de sentimente. Deci, n-am foarte multe regrete legate de 2012. Am un sentiment sincer de mulțumire față de Dumnezeu că mi-a dat puterea să îndur multe, câte au fost de îndurat în fiecare zi. Regrete n-am. Sigur că rămâne un regret împărtășit de 7,5 milioane de oameni că o pronunțare la urne democratică, clară, fără echivoc, a fost mistificată de o decizie a Curții Constituționale. Dar asta n-are o conotație personală specială, ci este, repet, unul din cele 7,5 milioane de regrete. Anul viitor expiră mandatul al 3 de la judecătorii Curții Constituționale, 2 din 3 vor fi numiți de parlament. V-ați gândit la propuneri și aici ar fi o precizare, pentru că se vorbea mai, mă rog, în toamnă, despre faptul că viitorii judecători ar trebui numiți de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Vă menține această idee? Dacă noi nu vom fi și probabil nu vom fi gata cu noul proiect de Constituție până când expiră mandatul judecătorilor, atunci sigur Parlamentul va trebui să numească niște judecători. Eu am o ciudățenie. Eu nu prea cunosc procurori și judecători. M-a ferit Dumnezeu. Știți unul? Bun, știu unul, că îi văd la televizor. O cunosc pe Mona Pivniceru, o cunosc pe domnul Morar, cunosc pe doamna Hăineală, sigur, sunt vedetele Disneylandului nostru. Dar nu am niciun judecător, niciun magistrat cu care să am vreo relație specială, pe care să-l cunosc bine, pe care să-l susțin. Îmi pare rău, într-un fel, pentru că e foarte important în acest moment să știm. Avem nevoie pentru multe instituții, nu doar pentru Curtea Constituțională, de magistrați competenți și cinstiți, de magistrați cu autoritate, de magistrați care să respecte și să fie respectați, ei să respecte legea, societatea să-i respecte pe ei și celelalte instituții. Cred că, indiferent că nu vom avea o obligație constituțională care să derive dintr-o nouă formă a Constituției, este bine să ne orientăm către magistrați cu experiență. În niciun caz către membrii, prieteni sau clienți de partid. Domnule președinte, după excluderea Adrianei Sectoriu, a fost o întreagă dezbatere care mai urma și alte... A fost o întreagă dezbatere? Unde a fost? Da, sigur. Aș vrea să vă întreb dacă a fost întemeiată această dezbatere. Da. Dezbaterea nu, excluderea. Ne așteptăm și la alte excluderi? Păi, dumneavoastră, ce-ți putea face altceva? Ia să vedem așa. Banii înapoi,
nu uitați. Deși eu v-aș cere, sincer. Da, în sensul ăsta, domnul Andronic este un performer inegalabil. A consiliat pe Adrian Năstase, 2004, pierdut. A consiliat pe domnul Tăriceanu, până în 2008, pierdut. A consiliat pe domnul Tăriceanu în 2009 la congres, a pierdut la congres la PNL. A consiliat pe domnul Băsescu în ultimii ani și pe domnul Tăriceanu. Asta e iar o performanță, acest simultan. Ghinion, nimeni nu-i cere banii înapoi, dimpotrivă încrederea crește. Dumneavoastră ce să faceți? Păi știu și eu, așteptați-vă, nu vă așteptați. Dacă doriți să vă petreceți sărbătorile de iarnă în această așteptare, o veți face. Eu am spus și mă țin de cuvânt la prima ședință de după alegeri a Biroului Politic Central și a Consiliului Național Executiv, mulțumindu-le tuturor colegilor care într-o proporție zdrobitoare și-au făcut datoria și au fost practic artizanii acestui succes extraordinar pentru Partidul Național Liberal, am spus în același timp că s-au petrecut câteva lucruri absolut inacceptabile într-un partid în timpul campaniei electorale și că aceste lucruri nu pot rămâne fără răspuns administrativ din partea partidului. Și nu vor rămâne. Vor mai fi și alte excluderi în afară de Cătălin Cherechea? Eu nu am de unde să știu, pentru că nu eu decid excluderile. Eu pot să propun și ați văzut că atunci când vreau să propun, nu pun pe alții. Propuneți altceva? O să vedeți imediat după anul nou. Acum suntem între sărbători, să nu ne gândim la excluderi. Să ne gândim la ceea ce avem de făcut cu cei care rămân. Ceva speranță vă dau. Haideți, că astăzi sunt cu sufletul deschis ca Moș Crăciun. Ceva speranță puteți păstra. Și pentru că toți sunteți cu sufletul deschis, ce faceți BNV? Voi, anul acesta, voi petrece, mă rog, Revelionul și două zile acolo în jurul lui, între ani, împreună cu familia și împreună cu un grup de colegi. Dar cât de mare sau de mic, nu m-am gândit. Ca și la excludere, adică nu pot să vă spun exact. În țară, în țară. Valea Prahova. Nu pot să vă spun cu cine nu. Cu toate că le urez și dumnealor mulți ani și un revelion fericit. Vorbeați dumneavoastră de la unei bune. Eu nu mă dau cu Sania ca să nu ne ciocnim. Nu, Bobi! Îi spun Sania, da? Ce frumos, un cuvânt pe care de dispariție. Da. Îi vorbeați dumneavoastră de la unei bune guvernări. Cum comentați faptul că de poate se spune că nu vom mai face, nu vom lărgi aparatul birocratic, dar domnul Ponta tocmai a dat o ordonanță de urgență prin care a suplimentat cu vreo peste 13.000 de locuri posturile deconcentrate în administrațiile locale. Bun. Acum, trebuie să vedem foarte exact ce înseamnă aparat birocratic și ce înseamnă posturi absolut necesare în instituții. Pentru că, pe de altă parte, dumneavoastră știți că în 2010, în 2011, chiar și în 2012, cu ajutorul lui Dumnezeu, noi am vorbit despre amputări aberante, despre oameni care au fost înlăturați și nu-i vorba numai de oamenii aceia care au fost dați afară, ci e vorba de faptul că diverse instituții, de la sistemul sanitar până la sistemul de ordine publică, sunt într-un deficit cronic de personal, de oameni care trebuie să reprezinte și să îndeplinească îndatoririle instituțiilor respective. De pildă, atunci când vorbim despre un polițist într-un sat, ăla nu mai e birocrat, ăla e polițist acolo să facă ceva, să nu-și dea oameni în cap sau să nu-și fure găinile. În sensul acesta trebuie să le distingem, iar în ceea ce privește aparatul strict guvernamental, pe care în sens tehnic îl putem numi birocrație, da? Birocrație guvernamentală, acolo suntem cu toții în așteptarea modului în care premierul va reuși și eu cred că va reuși să își respecte promisiunea că extinderea, creșterea numărului de ministere, de exemplu, nu va însemna o sporire a cheltuielilor publice. Și asta o vom verifica împreună. Dacă nu mai sunt întrebări, vă doresc încă o dată la mulți ani și să ne vedem cu tine în 2013. Na, B1 n-a căzut, ați văzut.